am văzut că erau niște muncitori care lucrau în jurul căsuței unde noi trebuie să amenajăm pentru Valentina. M-am mers acolo la muncitori și am zis, aveți nevoie de ajutoare? Și a zis, da. Nicolae, da, da. Uite acolo la Nenea, te duci, îl iei pe Liviu și puneți amândoi parchet, vă arată unde. Da, o problemă. Voi intrați acolo, deja vă așteaptă Nenea și vă arată unde să puneți. Bă, ce frumos, faianță, da? Vorbiți cu ei acolo, frumos. Bineînțeles, mi-a dat pe Nicolae, că Nicolae e un fel de răzătoarea Wagner aia, sau cum doamne iartă să numea, de rodea orice, morcov, roșii, era universală, deci... Nicolae gătește, pune parchet, sare 10 metri șanțuri. Romica, zi, tu stai aici? Așa. Aduce economița roabă, nu pui mult, pui 10 lopeți și lumea cu roabă, vii la mine acolo, că eu așez alea până atunci. Bine? Dar ce facem acolo? Lasă că-ți arăt eu. Cu roaba pe aici, vii așa ușor, cu ea la mine. Vi cu ea și vii cu ea la mine. Ia să-ți aduce economița acum. Da? Ai înțeles? Ai lopat acolo. Hai, economița pe aici cu ea. Și o să vin cu roaba pe aici? Da, 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 ți-o aduce economița, hai. Frate, m-a pus să car cu roaba niște rahat de zgromțuros, să vin cu el pe un deal, iar eu e prima oară sau a doua oară în viața mea când merg cu roaba. Și iar m-a pus lângă Coanamița. Pentru Romica a fost greu munca asta brută și plus de aia era frică că, băi, când s-o uita soacră mea la televizor, o am dat-o în bar, eu trebuie să plec dacă să pun o uita emisiunea. Și dacă eu, de acolo ai muncit ca tractorul și acasă stai ca pinguin. Dacă știa, Liviu nu mai e angajat pentru casa lui. Ne chema pe noi, este? Auzi, tu ești atentă ce muzică avem noi aici? Da. Ce? Populară și ce vrei să faci? Hai, cu distanțieri, zic. Mai spui, așa. Mamă, deci m-ai omorât cu distanțieri și cu cruciulițe. Păi așa se numesc, distanțieri. Aici? Da. Avem și trebuie. Ești meseria așa, mă. Eu nu mă pricep la asta, este pentru prima dată când am văzut cum se pune faianța. Diana este foarte pricepută și am apreciat-o pentru asta. M-am mai pus faianță și știu să pun distanțierii, tot. Auzi, eu vreau să știu un singur lucru, cum să pune parchetul și pe ce să pune. De acolo începem? De acolo? Fii atent, mon ami. Hai încoace. Și numai la... Ca ciocan, ai văzut dacă... Și stai tot? Da, nu, acum punem în continuare. N-am pus în viața mea parchet, dar era un om acolo care ne-a arătat și ne-am descurcat foarte bine cu Liviu. Liviu, când vrea, chiar muncește, băia fain. Și eram la noi doi, adică n-avea pe cine să venteze. Merg cu frâna de mână. Așa, așa, pune-i frâna. Ușor. Așa. Bun. Bă, neamă, dar nu puteți să faceți un drum. Vino, 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 mai. Și o răsturnești. Atât. Te duci iar și aduci, hai. Hai, fugi. Fușa, până unde facem drum? Atâta, mă, până aici, până la dreacu' să ia. Hai. Cred că a gândit-o, nu știu cine a gândit-o, dar mi-au copt-o. Mamă, e mai grea ca elaltă. Păi tu ai zis, eu te-am întrebat. Și-au oblu roaba, zic, nu o pune plină, Romica, că e pantă. Și când cobori, te trage la vale sau ai ocazia să se răstoarne. Ușor, hopa, hopa. Ușor, Romica, ușor, ușor, ușor! răstoarnă aici, că de aici o ducem noi, cred că nu mai trebuie. Dă-i toate, n-ar nimic dacă se mișcă ăla. Atât, gata, dă-te la parte. Măcar e drept. Ce tare! Bă, dacă o taie invers așa, să moare ca la perfect. Nu cred că nu intră. Să moare ca la perfect. Nu intră. Am o perfectă, e înțelegut? Nu, că nu te zic, nu glumesc. Perfect. Nu, mă, că nu te cotezez. E perfectă. E bună, dar numai... Bun, e în cat. E perfect. Mamă, ce tare. Ce mă, ești de bun, gata. Am râs un pic, am tăiat și eu strâmb și el, dar nu contează. Până la urmă, asta e scopul. Să și muncim, să facem treaba cum trebuie, dar dacă se poate râzând, e și mai fain. Uite aici, Romica,
Uite așa o iei, vezi? Fără să dărâmele, uite așa ușor. Păi n-avem o din aia. N-avem, n-avem, dă-i așa, uite așa. Hai. Văzui o buturugă aceea. Băi, ascultă-mi pe mine, eu așa cum spun eu. Pe cine credeți că a găsit tăvăluc decât pe Coana Mița? Hai, Coana Mițo, și presează, presează-i aleia. Băteți-l bine, băteți-l bine. Lasă că dacă trece Coana Mița de două ori la ei. Hai, hai, tu înainte, eu înapoi. Ia în partea mea la mine să tasa și la el să ridica sus. Fetele, gata, aia ai pus-o și ieșiți. Veniți la mine că a venit mașina. S-a auzit un semnal, hai să mergem repede, că vine mașina cu bunătăți de la Dedeman. Hai, ia și tu asta, că cine are de asta se duce la descărcat. Nu știu, ajută. Ce-a dracu e, măi. Păi și-a tăi, că e slim frit asta. Normal că trebuia descărcată. Asta n-am știut, că tot noi trebuie să facem lucrul ăsta. Mai, 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 mai! Stop așa, stop! Acolo descărcăm tot. Uite, fetițo, tot ce e aici e pentru căsuța ta. Tot ce e acolo, exact să-ți mobilăm căsuța. Și pat, și mobilă, și de toate, să vezi acum. Și televizor. Valentina n-a spus foarte multe lucruri, că era vădit foarte emoționată. Și fericită, și nerăbdătoare. Asta e mai degrabă boilerul. Eu nu pot să prind acolo, eu nu pot să prind acolo, să știi. Îl prinde de jos, l-am prins. Mai bine. Jos. E greu? Mamă, nu văd pe unde merg, părtie! Ha, ce-am făcut, mănânc? Așa, hai, hai cu el, hai! Ajută-mă, ajută-mă! Ia-te al dracu ce face, uite-mă, bă, aici ai dracu, sunteți, bă! N-am cu cine, bă, că dacă aveam cu cine... Valentina, ce zici? N-am cuvinte, n-am cuvinte. Doamne, ajută! Încă nici nu știu cum să mă bucur, n-am cuvinte, încă nu pot să... Nu știu, numai să mulțumesc, atâta pot să mulțumesc. Lor și bunului Dumnezeu că a putut să facă această treabă pentru mine. Stai și dă-mi coace, alemici. Care? Televizor? Dă-mi coace, că-l pun acolo. Unde duci mă ăla? Bă, unde duci mă ăla? Televizorul? Cum? A, aici? Ia, cum să fii. Pune-l în picioare. N-aveam o ultimă cameră. Au fost multe lucruri, dar când ești mulți și când mai faci o caterincă cu Miromică... Trebuie să ținem 4 inci, că e greu, dar... Ce? Dar ce e? Încărțești curat. Stai așa. La cabina de duș. Stai așa, stai așa, stai așa. Du-te bine, du-te bine acolo, du-te bine acolo. Etate. E gata? Voi ce-a luat ăștia... Auzi, Doamne Maria, cântă! Eu n-am cărat decât alea care mi s-au părut pentru fizicul meu. Ceasul de perete, oglinda de la baie... Astea cui să-i le duc pentru, pentru tine, Romica? Ce bine să cu ele pe piept așa. Da. N-ați văzut când închizi ochii, ai pe piept, dar eu las cu gură de moarte. Eu nu vreau să-ți upă piept nimic. Hai, mă, o dată. Am văzut. E greu. Bă, ai văzut tu. Bă, am plecat pe lângă. Te auzi? Ia uite. Era să rup în două, nu? Lasă-mă că s-au umflat mușchii pe mine cât am cărat astăzi. După ce am terminat de descărcat tot, era impresionant ce era acolo. Cu adevărat impresionant și pentru un om normal, dar mai ales pentru Valentina, care e o fată amărâtă, care, îți dai seama, când a văzut că toate lucrurile sunt pentru ea, s-a emoționat așa de tare încât a început să plângă. Hei, zice ceva! Îți venea să crezi? Îți venea să crezi? Să fii sănătoasă. Nu te gândeai? O să am eu casa mea și e o bucurie. Stai că e începutul, doar începutul. Ai văzut asta, aleea, faianța, parchetul. Uite ce e aici. Ai ce panorama aici, vedere, cu geamul? Mice, da. Așa. Nu, bai, nu plânge. Nu plânge. Nu plânge. Nu plânge. Nu plânge că, știi ce? O să vezi tu de azi încolo cum se schimbă viața. Nu plânge că ne faci pe toți să plângem. Nu plânge că n-are să plângi. Și că n-am nici să plângea. Nu plânge, eu nu suport să plângă. Draga de ea. Unele lucruri pe... pe care tu nu, nici nu le bagi în seamă, pentru unii oameni, un dulăpior unde să poată să-și pună pantofii e mult mai mult decât eu m-aș duce să-mi cumpăr o mașină. Și atunci eu când văd lucrurile astea, îmi fac și bine, pentru că eu n-am avut când am fost mic și ușor, ușor am luat o razna, că realizez, am luat o razna cu ele, eu am făcut foarte mulți bani,
iar mi-a fost greu și acum mi-e bine la fel și mă aduce cu picioarele pe pământ. Nu plânge, dacă Dumnezeu nu ți-a dat noroc până acum, uite acum te-a revanșat. Dar nu plânge, te rog, nu plânge. Bun. Nu pot să cred că am casa mea. Mă uit, rămân uimită de ceea ce văd, de efortul pe care se depune. Tâns foarte... Nu știu, chiar nu pot să mulțumesc, nu știu. Sunt plină de emoții, acum, în momentul de față, nu pot să... Nu știu, n-am cuvinte. Aduce o bucurie atât de mult unui om, te face să te simți mândru de tine și să pui capul pe pernă liniștit, să spui, bă, am reușit și ceva astăzi. Am făcut cumva pe cineva fericit. Băi, nu mai pot, dă-te dracu, Romica, dacă mai râd, gata, lasă jos. Bă, dă-le dacă nu sunt borduri astea. Lasă-mă cu mine. Nu, deci nu poți. Ridică un pic. Îți o pun pe umăr. Hai, mă, hai. Ce faci? Eu nu mai car nimic, nu mai fac nimic de la ora asta, nimic. Dragii mei telespectatori, totul este adevărat. Este muncă pură, 100%, umană, cocoașă ruptă, picioare. Nu mai simt, jur, nu mai simt piciorul, nu mai simt, nu mai sunt Țociu. Nu, nu am legătură cu Țociu, sunt alt Țociu, nu știu cum mă cheamă. După două zile în care a tot vorbit de recompensă fierbinte, Neamărin și-a adus aminte că a promis ceva. Foarte frumos. În sfârșit am ajuns și eu la spa. Să ne înțelegem. Pe la un 12 noaptea mi-am luat și eu premiul la spa. Astăzi a fost o zi în care am început mai greu, mai morocănoasă, să zic așa, și am terminat-o în veselie. Adică o zi foarte faină. Mi-e foarte somn. Nu am costum de baie și chiar dacă aș avea să mă mai obosească și apa ar fi prea mult. Nu-mi doresc decât să fac un duș și să mă pun în pat cu picioarele în sus, să vă spun noapte bună, copii, vă pup, vă iubesc. Mare lucru nu are de făcut. Când încep cu vrăjeala asta, m-am prins și o a patra zi, dar m-am prins greu. Ce e aproape nimic și mi-a rupt cârca. Ne-ai muncit ieri am vrut să deschid dușa o jumătate de oră și am nimerit la Lavinia să mor dacă te mint. Am luat-o cu o gaură în plus pe partea aia și mă gândeam, ce are mă cu ea, ce e așa asta? Astăzi fii atent, acum dimineața mergem, scoatem caii din grajd și ponei și caii cei mari, facem curățenie în grajduri, da? După care încărcăm o căruță cu fân, lăsăm birjarul să vină cu căruța, noi mergem să încărcăm niște saci cu rumeguși pentru cai să pună pe jos că vine iarna, venim, descărcăm asta și ne apucăm de țuică. Dar uite, știi ce? Te rog eu frumos, Ramona, spune ce ai văzut tu aseară când eram noi la piscină. Zi ce ai văzut, te rog eu frumos, spune tu ce ai văzut. Zi ce ai văzut. Ce ai văzut? Ursuleț, panda. Stați-mă, stați așa. Tocmai am vizionat un urs panda ras în cap. Vă dau cuvântul de la nu e ceea ce trebuie. Cum simpaticul urs pe moment stă în bârlog ascuns, mergem în grajd unde avem de lucru cu o altă specie de patruped. Hai, ia-l de aici, ține aici asta. Mamă, bunea Molina. Ține-mă asta, ia-l de aici. Ia-l de aici, ia-l de aici. Ține-l așa scurt, te duci cu el acolo. Hai, du-l acolo la el. După asta dau la circ, pe cuvântul meu. Când ne-a zis că mergem la cai, am zis că mergem așa, să ne uităm la ei. Ce Dumnezeu să facem noi la cai? La tine-l așa, du-te mai înainte, du-te mai înainte cu el. Mai înainte, nu că e nămol. Hai mă, lasă că te dai aici, n-are nimic, și ți-a luat cizul. Aici, ține-l aici, ține-l aici. Băi, azi mici, dar ai dracu, pe cuvântul meu sincer să fiu. Se seală lungul. Păzat! Dacă mă mușcă pe mine, nu te mușcă. Du-te mai mușcă. Du-te mai mușcă. Du-te mai mușcă. Du-te Lasă-mă, ce mă, ce du-te-le cu de aici. Hai, mâine seara, ăla-i băiatul? Mario! Nu închide
să moară. Lasă-l să moară. Nu face mai nimic să mor tu, dar... Nu, nu. Eu că nu face nimic. Băi, Nicolae, vină mă cu aici. Ține-mă calul. Rămâne mușcați pe viață. Tu știi ce înseamnă să te muște calul? Am văzut-o într-un film pe Discovery. Mă, doamne, bună, Mărine. Eu am văzut ăsta, cum să spun, am văzut filme pe internet, când iau ea câte o copită, de îi înfige în perete, de ia o jumătate de oră să-i smulgă de acolo și am zis, nu mă bag. Hai că mă duc eu neamă. L-a mușcat de mâna și că pătată la toată viața. Vino cu aici, vino cu aici. Las că face nici. Hai, lasă, nu, lasă, lasă, ții. Deci, femeie, treaba ta, vezi ce te-n foaie ăla. Eu după ce trag ăsta, tu dai cu mătura, mami. A trebuit să mergem la cai să facem curat în grajd. Și nu știu cum s-a întâmplat și cum am nimerit tocmai eu acolo. Aici nu deschid geamurile astea să iasă mirosul ăsta și praful ăsta? Ce dragă? Puh, ăsta e parfumul lor specific. Dar geamul ăla nu se deschide să se ducă... Poți să aerisești până mâine. Tot așa miroase. Eu am răcit foarte tare aceste zile aici, dar acolo s-au desfundat. Și nasul și tot. Am savurat un miros extraordinar. Mai încoace, mă, nu-l face mic. Lasă că țin așa. Enigmă. Bă, de enigmă. Îl țin așa. Nu te dă mic și cum stă el. Asta mic, Michel, dracu, mi-e spui. Ce râd așa de tine așa? O să găiești rău, auzi. Eu nu cred asta despre tine. Diana, vezi că ăla are niște zone erogene pe frunte, să nu-i dai. De ce? Imediat ea l-a alergat. Uite-mă ce fain e, mă. Marș, alt! Mă gândit de unde, mă, că avea numai doi cai. Am înțeles de la început că va fi o provocare pentru mine această emisiune. Hai, cu alămiță pe acolo e așa și vin cu ace. Aer, aer, aer. Oh. Marele meu noroc în grajd a fost că a fost cu Anamița cu mine. Aole, ce situație. Hai, stai un pic, stai un pic, ia-mi o brățul. Uite, lasă să vadă bănică ce fată harnică și-a luat. Da, că... O să-mi crească gradele acum dacă stau aici în... Ea e bună la orice. Uite așa. În grajd cu... Uite așa. M-a ajutat până când a luat-o Neamărin, că Neamărin e foarte atentă, nu care cumva să ne ajute prea mult cu Anamița. Dai cu mătura. Cu Anamița? Da. Lasă mătura, vino cu... Acum duce la mine ea roaba. Da, lasă, vino cu la mine tu, lasă-o să o iau un pic. Da. Vino la mine. Tu tragi asta, vino cu acea la mine. Adică eu să pun toată povestea asta în roabă? Da, așa. Cred că e o glumă. Am rămas singură cu roaba. E, acum trebuie să mă descurc. A, nu cred că mi se întâmplă asta. Deci cum o fi nimerit eu aici? Da, că îl duc eu pe ăsta. Da? Îl dai, da, mă, să-l duc el. Îl duc eu, îl duc eu. Stai, ține de el, ține de el, ține de el, Romica, ține de el, Romica. Vino cu acea, alu. Ține de el, Romica. Giovanni, vino, băi, alu. Ține de el, Romica! Ține de el, Romica! Ține de el, Romica! Ține de el, mă! Stai, mă, puțin. Hai, fai, 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 fai. La vine, tu te duci sau vine? La vine pe aici și de acolo. Nu cred că trebuie să mă duc pe aici. Așa, ușor. Da, uite pe acolo, la Anamița, de ce... Aoleu, haideți că mă duc eu să ajut. Hai, ajut-o, ajut-o. Da, o să mă duc la vale cu tot cu roabă. Hai, ușor, ușor, ușor. Hopa, hopa, hopa. Accident! Aici, uite aici. Cum credeți că vin eu cu ea? Hai, și ridică, ridică de alea, ridică în sus. Ridică, ridică, ridică. Așa, măi, la mic. Aoleu, nu mai vreau. Poftim, ia-o. Ia-o că e goală. Permis de conducere pentru roabă încă nu am, dar data viitoare am să mă interesez să văd dacă pot să fac ceva în sensul acesta. Ia, hai! Te duci și de deloc și l-a dus la mine așa. De ce? Hai, mă, l-a dus, da. Hai, du-te și el. Bă, rea, mă, ia, să uită urât. Hai, mă, ia-l. Hai, mă, du-te și el, îl și l-a dus în legăm. Nu, mă, nu. Hai, mă, ia-l, ai, mă, da, asta, da, hai. Ia, ia, hai. Uite că stă, iată, că stă. Băiatul? Nu, nu, să uită urât. Zice, ia vino, mă, poate te compostez. Bineînțeles că Neamărin nu mai putea de râs și a zis, bă, Neamărine, nu glumi, pe cuvântul meu cu caii. Ăștia sunt dilii. Odată te vede morcov, te vede măr. Eu știu ce imaginație au ei în dimineața aia. Da, mă, că nu mușcă, mă, uite, mușcă, bă, dacă spun că mușcă. Că-i te-i cu ochii pe mine ca pe butelie, uite-te la aia. A, mă, ia! Bă, cât de-a dracu, deschide-ai!
Deschide-l, dă-mă. Bă, vezi că-ți mănâncă pinguinul, băi. Mă, nu mi-a venit către mine, dacă spun că a venit. Săracu, deci, Doamne Dumnezeule, deci ce-a sărit, ce-a fugit de ponei. Doamne Dumnezeule. Bă, stai, mă, bă, să duce la cu tine, Marin. O, oh, calu! Ia, dă-mă cu vine la mine, uite. Ia, hai. Adio, ia. Uite, tu cu ochii pe mine. Ai, nu cred. Ia, băiatele. Nu, mă, nu, ia, nu. Ia, băiatele. Ia, băiatele. Ia, băiatele. Ia, băiatele. Ia, băiatele. Ia, nu, nu partea aia. Nu partea aia, hai. Ia, băiatele, hai, hai. Ia, băiatele. Ușor, 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 ușor. Na, na, mâncați-ași talentul tău. Fugea de un balaur, cromotitozaur, nu știu după ce fugea, cam așa părea că fuge. După o spaimă bună, cam trasă de căpăstru, ne urcăm pe alți cai putere unde ne cotropesc talente de pe vremea când atracția era întreținută de ham. Ce este cu tine? M-ai dușmănit 3 zile. Ce-i cu tine acum? Păi acum la sfârșit așa e. Da. Era tot așa foarte mieros, foarte nu știu ceva. Cred că doar de casă sau de iubita lui, habar nu am. Iar am avut momente de tranziție cu Diana. Uite, momentele astea eu nu mi le aduc aminte. Deci ceva a fost. Fermecat am fost. Nu mi-l desfă, nu mi... Ai, mă! Băi, frate! Ce desfăcut să tie, nu dă-mi pui mie! Ai, mă, Liviu, că am un tricou băgat în banda, mă! Poate la parcă ai transpirat! Neamărind, ce-i cu Liviu? Cred că Ramona, ospătărița noastră de aici, de la Fisherman, mi-a pus ceva în supă să mă vrăjească. Știți cum e aia, cu ceapa, cu cuiu, pui o ceapă în cui și spui cine e cu tare și cu tare să se îndrăgostească și de prima pe care o vede noi, să nebunească și să-l ia la drum de seară nașternut, poc, poc, toropu, probuf. Am avut ceva în supă. Și eu, prima femeie pe care am văzut-o noroc, am văzut-o pe Diana, că dacă vedeam pe Coramista, ce se întâmplă? Sau pe Lavinia, Lavinia n-am, că Lavinia e aproape căsătorită. Și Coramista e căsătorită? Nu mai contează la Coramista. Bă, nu. Hai mă, du lângă Nicolae. Să mai cenzurăm din emisiune, vă rog eu frumos. De ce? Ha? De ce, mă? Păi dacă vede ăștia cu toată emisiunea asta... Ne mutăm în China! Să moară, mama, dacă nu-și caută garsoniere, bine! Eu zic să mă apucați să-mi căutați de acolo! Zii, bă, sunt fenomenal! Mâncaia-și gura ei! Acum, la câte glume s-au făcut și la câte discuții au fost despre relația mea, era firesc să fac și eu un pic haz de necaz. Dacă ei se trage, Doamne ferește, de aici, pune mână de la mână, da, și luăm o garsonieră. La mine. Da. Așa fac. Pune mână de la mână, toți și-o mută la cea mai casa mare. În cinematograf. În cinematograf, da. Și ai cu filmul, o cu astea. O faci movie star. Da. E, pe Liviu e băiat bun, el e băiat bun, sărăcuțul. El ar lua pe toată lumea, doar că nu-l vrea nimeni, aici e problema. Săracul de el, nu știu ce se întâmplă, dar nu iese nimic. Și chiar e băiat bun. Să punem mână de la mână să-l ajutăm. Domnule, noi muncim la pensiune dincolo, peste apă, și domnul de acolo ne-a rugat să venim aici la Mataca, au zis că ai niște fân, să ne dai și nouă pentru cai. Curățenie le-a făcut, dar n-avem ce să dăm mâncare. Ne dai și nouă niște fân? Bă, dau eu acolo, am o capră de fân. Cu ce mergem acolo? Căruța? Să-mi dau căruța aia tu lumii, da? Până vine calul din pădure. Calul e plecat, încărcăm, două zile, da, știu. Ce înseamnă asta cu calul în pădure? Trebuia să împingem noi căruța până acolo, stai țama, erau nămoale, erau... Fai de capul meu! Și... Hai, cu ea, fire! Băi, la dreapta un pic! Hai, hai să dăm pe acolo. Aici, da. Acolo. Eu cu Nicolae, berbeș fiind, nu cai, ne-am băgat în față la juc, cum ar fi. Hai, Romica, să te vreau. Nu știți câți bani am dat pe Adidas. Nu, am stat cu fetele în spate, că în față nu mai era loc, erau... Uite și ne-am avut treabă. Ieee! Ieee! Nimeni s-o trimată de ține aia gărută. Mă împing din partea asta ca să... Da. Cine nu o împinge să-i cadă... Să-i cadă... Uite-le, 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 uite-le. Ce împinge, Romica? A, uite că pita acolo! Caramița, când a auzit că să-i cade n-a mai întâlnit! Dar zic, împingem noi din spate, unde nu poate Romica, cea pisică hiscotoi scoate carul din noroi. Am ajuns la locul faptei și acolo a început distracția. Uite așa, face ce facem noi. Ce fac eu cu berbe cu ăsta? Neamărin a făcut echipă cu Nicolae, care cară la fân de când e mic, de la, cred că,
De la 6 luni l-au pus părinții să care fân, fratele meu. Haide, vezi, dacă știu că ai avut o noapte grea. Dacă aia a fost grea? Ce faci, Romica? Ia uite, ia, fire, al dracu să fii cu aia ta, cu auzul aia de cum ce aduci. Al dracu, om, bă. Romica, hai că noi suntem tura a doua. Aia zic, da. La soare, plajă, se relaxau. Nu nimic, stați acolo, că să vedeți voi acum ce aveți de muncă. Avem o problemă dacă avem concurs și noi suntem în echipă. Toți trei. De ce? Cu asta pierdem, cum vezi? Cum de? Nu, mă, nu cunoști pe Conamița. Să iei pe dracu. La talaj e șmecheră. Nu poți nici la Așa, să ții trupul la zvelt, fără defect. În formă. Nu pune pe mine? Oricum sunt mândru de tine, Neamărine. Da, cred. Ce tată ai, bă. Băi, ce părinte, bă. Știi ce frumos zise de mata? Da, mă, știu mie. Spui ce... dacă nu știu, dacă nu știu. Dacă nu știu. E sănătos, mă, nene, bă. Cu greu, bă. În 20 de minute noi am jumătate din căpiță, am pus-o în căruță. Cedez această furcă la băiatul meu. Prinde-o pe asta. Stai, bre, stai! Hai, mă, prinde-o, hai. Hai. Nu, 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 nu. Băi, aveți chibrit? Îi dăm foc de o dreapă. Haide, băi! Ce are să ne facă? Așa, 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 bine, bine, Romica, bine! Iu! Mamă, cât a vrut! Doamne Dumnezeu, nemare! Eu am crezut că funul e ușor, dar e greu, pe cuvântul meu de onoare. Am făcut la drumul de neasărit ochii din cap. Coanămițu! Da? Ce faci? Lasă-i mai ajut un pic, că ei sunt mai de îndămânatici. Ia vino să-ți arăt că e mai frumos de aici decât la voi de la Bran. Mai frumos, lasă-o, e foarte frumos. Lasă-ți, băi, o țâră acolo. Mi-a zis că până pleacă vrea să arate ca la vinie. Noi nu puteam să luăm în furcă cât cărau ăștia, așa că ne-a venit o idee să cărăm capra aia cu fân mai aproape de căruță. No, și acum, cam cum vreți voi să faceți? Iată, mă, scuturați-o acolo și... Cam cum, așa? O scutură, mă, cum furcoiul ăla? Câte puțin... N-am mai luat nimic, bă, bă. N-am luat nimic, mă. Da, n-am luat nimic, mai mult am cărat-a. Vreau să călăresc eu. Aici, dacă vrea cineva să călărească. Slavă mișcare! E slavă mișcare? Păi, doamne, da, hai să vezi ce bine să mișcă ăștia doi acum. Greu vă mișcați. Spre uimirea mea am văzut un tip mai fericit, mai vesel și mai beat decât am fost eu vreodată în viața mea. Și la ora la care eu n-am cum să fiu beat. Tu ești mai al dracu ca mine, cum să fii, mă, beat la ora 11 ziua? Uite, mă, că văd unul mai fermecat ca mine, ce mă bucur, bă. Cum să fii beată, mă, la 12, mă? Când ai apucat, mă, să bei, mă? De-ați noapte. De-ați noapte ești? De-acum. Party, party, bravo. Foarte frumos personajul, am râs, am glumit. Unul uite, dacă dă de descargă. Uite, ca la partid, da. Oh, no. Hai. Ia uite că-ți fuge, Neamărin, Neamărin. Neamărin, îți fuge fetele. S-au fugit fetele. Lasă-le, bebe. Hai că am scăpat de nebun. Cu tot riscul din lume, eu trebuie să mă duc să călăresc, că este păcat. Uite, Nicolae călare, frate. Hai, da, aleargă-mi tine, mă, bravo, mă. Fetele la un moment dat au plecat să călărească cu Nicolae. Nu am fost atent. Cineva care vrea să călărească cu Nicolae, n-ai cum să fii atent la acea persoană. N-ai cum să fii, cum să călărești cu Nicolae. Primul, Nicolae e căsătorit. Și în al doilea rând, mie nu-mi place să călăresc cu cineva lângă mine. Eu vreau să călăresc singur. Dacă se poate să călăresc așa și cu o lumină difuză, doar să știe căluțul pe unde merge, ar fi perfect. Ia uitați dacă vă convine! Ia uite ce frumos! Fii atent, zici că s-ai duce! Hei, când te vede Ștefan călare pe cal! E iapă! E iapă! Îți place să călărești iepere, bă! Opa, ce ai a suflat ăsta către mine, m-a omorât, țăman, lasă! A suflat! Ho, 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 de la ho, ho! Ei, am ajuns cu caia acolo, căruța deja era încărcată și după aceea trebuia uși căpăsturi, hamurile pe cai prins la căruță ca să plecăm cu ea. Pune Samu pe cal, hai! Ce să fac? Să pune Samu pe calul ăsta, hai! De unde? Hai, așa, hai! Hai, ia vezi cum! Hai, mă, du-te la acolo, lasă-mă! Nu știu ce a venit un Neamărin, că să pun eu căpăsturi. N-am pus căpăsturi în viața mea la cal. Ce să știu eu cu Diana să pun căpăsturi? Asta e la buci aici, da, e la... Oh,
Asta? Prinde de parte, Ileana. Bagă tu pe partea aia. Ileana, pui bucile în față. Bagă tu pe partea aia și eu pe partea asta. Romică, mă, Romică, calul, nu noi. Bine din ia, ia, uite, acum e gata. Așa, mă, bravo, mă, uite, mă. Ei, dracu, mă, Romica, mă. Ia să vedem acum acolo, pune-te, ia. 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 Ia-i coada. Așa, Romic. Așa, tata, așa. Așa, așa. Bravo, Nic, așa. Am pus până la urmă căpăstru și am tras calul ușor, ușor, l-am dus, l-am pus pe osii aia acolo și ăștia mi-au spus că să merg eu cu el. L-am mers cu calul în viața mea. Păi, dacă ai văzut filme din alea cu cowboy, bă, Romica se adaptează. Romica se adaptează. El cu Caterinca, dar pune și osă. Bă, dacă cu ea la fuga, mă nebunic. Eu mă pregătesc. Până aici, ho, 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 gata. Oh, gata. Merge în spălă. Nebuna. Gata, las-o aici. Gata. Vă dau jos din căruță. Hai să luăm de la nenea găinile și cocoșul. Hai. Domnul de acolo s-a oferit să-i trimită Valentinei doi cocoși și o găină. Iar aici s-a declanșat nebunia. Hai! Na, mama lui Iisuse. Dă-l încoace, să-l legăm frumos. Ia uite-l, i-am întors aripile. Acum, băi, ăla roșu. Ăla roșu-i sub lemne. Coanamița le chemea, că ea are, ea a făcut cursuri de-astea de limbi străine, mai înțeles? De găini, de oi, de berbeci, de... Liviule, dă-te aici, dă-te, Liviule, aici. Nu te mai speria, lasă-i ia ușor, așa. Ia ușor. Hai, mă, vină aici, Nicolae. Cocoșu! Nicolae, ușor, stai așa, mă. Băi, frate, nimeni ușor, nu vede cocoșul. Ușor, Nicolae. Eu am încercat doar să îndrum găinușa spre Nicolae, că știam că l-are mâinile lungi, ci și mai înalt are o viziune altfel vede 3D. Fugi pe partea! Fugi! Păi nu fug eu? Mă, un cocoș mic de la pitic și roșu. Băi, frate, m-a alergat cocoșul ăla. Deci eram unul la unul cu el. Singura mea șansă ar fi fost să mă arunc pe burtă într-un mare noroi. Uite-l! Mama ta de cocoș, păi nu te prind! Prinde-l, că n-are pe unde! Vine, Diana! Bă, al dracu ce... Nu! Al dracu a găsit o gaură. Diana a legat după cocoș, dar cred că a legat după alt cocoș. Din păcate, cocoșul l-a luat Gina Pistole, proprietar acolo. Și tot a legat cocoș. Măi, e luat. Uite, ia-l! Ăla! L-ai prins? Hai! Bagă-l în cuibar! Bravo, Nicolae! Da, bravo! Este, mă! Bine, Nicolae! Bă, al dracu, mă! Al dracu, mă! Culmea, cine a prins cocoșul? Nicolae. Băi, neamărine! Știi cu cine m-am înțeles eu cel mai bine? Ia. Cu Coanamița, give me five! Hai! Nu s-a spart al dracu, bă! Bă, nu s-a spart, m-am gândit, bă, ce dracu de bă, fi mâncat găina, gips, ce pare? Doi cocoși și o găină, mie nu-mi convine. Ori lăsăm o găină și un cocoș. Băi! Mie nu-mi plac perversiunile astea. Păi îl ia așa, bă, păi ții mână tu? Bă, ții mână tu? Adică? Păi trebuie să-i ducem acolo. Băi, nebunule, să nu te stai, că fuge. Trebuie să-l ducem acolo. Lasă să fugă. Nu? Băi, du-te. Băi, perversilor. Băi, stai, mă, lăsați drumul la cocoș. Păi stai, mă, că păi, stai, să fugi, mă, salvează-te! Salvează-te, băi! Prost cocoș. Prost cocoș. Na, acum stai și împarte găina cu ăla la altul. Cu cine, mă, firea, dracu? Cu cine să împarte găina? E foarte milă de el. Bună. Bună. Lavinia zice că Toliviu, hai să lăsăm săracul de el. Pentru că ea credea că noi luăm găină și cocoșul ca să facem ciorbă, supă.
Auzi, mă, îi dau drumul ăsta. Da, mă, dai drumul, mă. Eu m-am uitat un pic la el, la turbat, găinușa singură, speriată. O calcă unul, dacă o călcau amândoi, nu prea era bine. Și am decis eu, prin puterea mea, pentru că sunt în egalitate cu Neamărin, să dau drumul la Cocoș. Salvează-te, puiule. Uite, prostule, pleacă, 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 pleacă. Gata. A, ce-ai făcut, m-ai scăpat, bă? Băi, Liviu, bă, nu se poate, ăsta scapă, Neamărine, Liviu a dat drumul Cocoșului. Bă, nu cred că ești atât de trădătoare, bă. Bă, nu cred că poți fi atât de trădătoare. Și mai ales că e în echipa ta, Liviu. Ce ți-e femeia asta, bă, nenea, bă, ce vrei, mă, frate, frate, dar măcar ai făcut și tu un bine în viața ta. Las că tot pe tine te ajută Dumnezeu. Ce ți-e femeia asta, bă, nenea. A plecat o secundă lângă mine, a fost părtaș la o faptă și m-a dat în gât. Bine, ea credea că e luăm gâtul, sincer să fiu. Mie mi-a convenit această situație, pentru că eu am apărut în fața la vine un Zorro, un fel de Superman, Batman. Cam n-am salvat Cocoșul. Tu ai dat drumul Cocoșului Roșu? Eu l-am la mine, dacă vrei ți-l arăt. Cocoșul meu n-a plecat nicăieri. Păi, prietene, l-am alergat o oră, ești nebun? Pe cine, draga mea? Cocoșul. Am fost gelos. Prea multă atenție ai dat Cocoșului și mie deloc. Crezi că mor și eram lache de apă și bilete de aici. Nu m-a scăpat Cocoșul. Care Cocoș? Ăla mic, roșu, m-a închilit o oră. Jur! Jur! L-a scăpat! I-a dat drumul. Băi, și am zis... Băi, dacă eu o să mai fut, te omor, să mor, dragii! Unde e Cocoșul? O oră m-a închilit, ești nebun? Uite, l-are acolo, te-l drag. Neamărin, jur! Ce fac cu asta? Pune jos aici, pune jos aici. E legată. Unde e, mă, Cocoșul? Dar ce Neamărin era la mine Cocoșul? Păi unde era Cocoșul? Păi era Cocoșul la Liviu. Cocoșul nu a fost niciodată la mine alt Cocoș decât al meu. Cocoșul... Băi, te-ai dat la Cocoș? Cum vreți să dau, ce am nebunit? S-a supra toată lumea, dar nu mă interesează. Găinușa era fea veselă. Scopul nostru este să ajutăm găinușele. Hai, hai, mergi mai înainte, hai. Aici s-a terminat. Aoleu, mamă, e sudat, am mâncat țin și gura. Cred că erau acolo în jur de vreo 30 de scânduri. Eu nu mai pot, una mai cald. Nu, 5. Mâncați-i. Liviu, stai că mor. Lasă-o jos. Deci, uite cum facem acum. Da. Ne dai sacii? Nu, la urmă. Bă, dar dacă Nicolae s-a cocoșat, îți dai seama? N-ai ce face. Ce, n-am ce face? Bă, du-te, dracu, dă-i cu asta, retare. Ia să bătaie.